Da, Elena, eu fac o roboră și încerc să-mi dau seama. Noi. Bună ziua, doamnă! Bună ziua! Dumneavoastră, între timp, ați reușit să vedeți comunicatul DNA? Nu, recunosc că nu am văzut. Pentru că au observat invitații, doi dintre invitații mei din platou, că ar fi vorba de o perioadă, se referă la o perioadă procurorii DNA, în care dumneavoastră nu ați fi fost ministru. Noi am luat și am verificat datele, erați ministru al turismului, nu al dezvoltării. Da, în perioada campaniei electorale, atunci când sunt acuzată că am participat la finanțarea ilegală a campaniei, eram doar ministrul turismului, nu eram și ministrul dezvoltării, am devenit după alegerile prezidențiale, deci la sfârșitul lui decembrie 2009. Deci ar fi o greșeală să înțelegem în comunicat? Da, nu mă mir acolo, eu nu mă mir de erorile DNA-ului, pentru că nu au niciun respect față de ceea ce trebuie să facă un procuror într-un dosar. Aici mintea este să fac acuzații și atât. În rest, greșeli cât cuprinde. Doamne, doi, aflu că Giovanni nu mai știu cum îl cheamă, deci o parte din dosar care a făcut denunți la adresa Ioanei Băsescu, a luat că este disjunct și nu e trimis în judecată. Fix același procuror, domnul Bulanci, a instrumentat și cazul Gala Bute. La fel și în cazul Gala Bute, denunțătorul, cel care spune că a dat niște bani secretarului general din minister, este disjunct de 2 ani de zile și nici până acum nu e trimis în judecată. De ce? Pentru că au nevoie să șantajeze pe cineva ca să le mențină acuzațiile, să dea declarațiile în sensul acuzațiilor formulate de ei de procuror. Da, nu știu dacă e așa. Dacă ar fi așa, ar fi foarte grav. E poate o coincidență că nu termină. E o realitate. Este o realitate. Deci, momentul în care singura acuzație este declarația acelei persoane, singura probă este declarația acelei persoane, iar tu disjungi cauza, nu-l trimiți în judecată, în cazul Gala Bute, nici după 2 ani de zile, domnul respectiv ne-a trimis în judecată, având nevoie de declarația lui în instanță, este evident că este o înțelegere. Este posibil între... să fi fost denunțător, mă gândesc? A, da, sigur că da, asta spun, deci este un denunțător. Deci acolo este un denunțător. Are o întrebare pentru dumneavoastră, doamnă, dacă se poate domnul Bodea? Okay. Doamna Udrea, ce relație avea? Domnul Nastasia era secretar general la dezvoltare și în campanie electorală. Era domnul Bodea, secretarul era la minister, dar domnul Nastasia a venit din liderul organizației PDL Bușteni. Dânsul a devenit apolitic doar pentru că partidul și mai exact organizația de Prahova l-a propus pe criteriu politic secretar general de Ministerul Turismului. De aceea dânsul a trebuit să renunțe pentru că nu-i permitea legea să mai fie și membru de partid. A trebuit să renunțe la calitatea de membru de partid. În rest, domnul Nastasia era fix, foarte apropiat de PDL Prahova, a candidat pentru PDL Prahova la președinția Consiliului Județean Prahova, deci nu putem să spunem că era un funcționar apolitic, da, care era sub comanda lui Elena Udrea. Dânsul avea prin organizației Prahova și a fost numit în funcție nu de Elena Udrea, ci de către primul ministru și șeful partidului. A, deci el a fost cu dumneavoastră la turism și apoi a trecut la dezvoltare. Sigur că da. Și el a venit ca secretar general la minister pe algoritm politic cu susținerea organizației PDL Prahova, din care făcea parte, fiind lider, unul din liderii acelei organizații. O, eu întreb, pentru că am văzut că procurorii spun că dânsul fiind apolitic nu avea niciun interes să financeze, să participe la finanțarea campaniei. Dar dacă l-ar întreba oare la finanțarea campaniei Prahova au fi participat, dar la alte campanii, la finanțarea altor campanii în anii aceștia al organizației Prahova au fi participat, domnul Anastasia, care era susținut de acea organizație, nu interesează pe nimeni. Interesează dacă o pot acuza pe Udrea de ceva și dacă pot să ajungă în felul ăsta și a treia bătutul, poate mai bine. Bun, mulțumesc foarte mult, doamna, pentru această intervenție, eu. Pentru că voiam să lămurim ce cu această perioadă. Eu da, nu pare, am a fi, să... pare a fi o, nu, o doamna, chestiune acolo în regulă, sperăm să o lămurim. Pentru că am înțeles că v-a deranjat faptul că am fost puțin mai... da. Și îmi cer scuze față de dumneavoastră. Vă acceptăm scuzele. Vă mulțumim foarte mult, domnule, că ați fost alături de mine. Și îmi pare rău de ceea ce se întâmplă și că am avut dreptate. V-am acceptat scuzele, vă mulțumim. Nu, că am avut dreptate cu această chestiune. Ok, da, dacă e să se lămurească, face și noi, Lumina, așteptăm o reacție în acest sens. Gențiana, acum vine cu știrile de la fix.